Detașamentul de pompieri Reghin funcționează în momentul de față într-o clădire veche de peste 100 de ani. Investiții majore nu s-au făcut în ultimii 25 de ani. Tocmai de aceea, clădirea este în curs de renovare. Clădirea are o vechime de peste 130 de ani, iar în ultimii 25-30 de ani nu s-au făcut decât mici reparații curente fără a intra într-un proces de reparații capitale generale. Decizia a fost luată cu ceva vreme în urmă, deoarece era nevoie de oferirea unor condiții noi de muncă pentru pompierii care sunt mereu pregătiți de intervenție când există o solicitare. Subunitatea a fost cuprinsă acum 2 ani într-un proiect de modernizare, reparație și extindere a subunității. Am reușit să refacem acoperișul, am reușit să amenajăm în mansardă birouri, am făcut încălzirea cu centrală termică, noi până acum făceam cu teracote, cu lemne. În ceea ce privește dotarea pompierilor Reghineni, aceasta este una dintre cele mai bune din zonă, existând promisiuni ferme că o nouă mașină de intervenție va exista pe viitor în dotare. Avem promisiunea că prima mașină care va veni la unitate va fi repartizată sub unității noastre. Când toate lucrările de renovare vor fi gata, detașamentul de pompieri va avea și o fațadă nouă a clădirii, în care aceștia sunt solicitați și miez de noapte când un incendiu izbucnește pe neașteptate.